Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Primul episod, Artfel de Jurnal de după vacanță, l-am realizat săptămâna trecută în Berlin, unde au avut loc, în paralel, trei evenimente majore. Berlin Art Week, Weekend Art Gallery și Berlinale. Și ca de obicei, pentru Artfel de Jurnal, m-am concentrat pe arta românească. Astfel încât, în acest episod, puteți afla mai multe despre expoziția lui Victor Mann de la Noi Galerii, despre expoziția Liei Perjovski de la Spike în colaborare cu Ivan Gallery și despre expoziția unui grup de galerii, printre care și Galeria Plan B de la Wilhelm Hallen, un nou spațiu expozițional. Galeria Plan B a prezentat lucrări de Ciprian Mureșan, David Nur și Ran Zhang. Artista Ran Zhang a avut și vernisajul expoziției personale la Galeria Plan B în această perioadă. Când sunt în Berlin, mereu parcă aud versurile cu care debutează filmul Cerul deasupra Berlinului de Wim Wenders. Când copilul era copil, era vremea acestor întrebări. De ce eu sunt eu și nu tu? Nu cumva viața sub soare e doar un vis? Nu cumva tot ceea ce văd, aud și miros este doar un miraj al lumii dinaintea lumii? Când copilul era copil, als das Kind Kind war. Gândindu-mă la aceste versuri, am vizitat expoziția lui Victor Mann de la Galerii Noi, cu titlul Die Rose ist ohne Warum, sie blüht, weil sie blüht. Trandafirul e fără de ce, el pur și simplu înflorește. Sunt două versuri din Pelerinul Cherubinic de poetul religios și misticul secolului al XVII-lea Angelus Silesius. Trandafirul este fără de ce, fără mirare, fără întrebări referitoare la propria identitate și existență. Picturile lui Victor Mann sunt o enumerare a etapelor ciclului existențial, de la venirea pe lume până la părăsirea ei, de la copilăria timpurie până la moarte, între vis, starea de veche, între eros și tanatos. Încă de la vechii greci, a privi însemna a avea simțul conștientizării, al cunoașterii de sine, condiționate de prezența constantă a morții. În pictura Roja Victoria, portretul fiicei, regăsim reprezentarea explicită a fertilității și afirmării vieții. Numele Roja trimite din nou la versului Angelus Silesius. Pictată în lapis lazuli și auriu în culorile icoanelor bizantine, chipul fetiței amintește de cherubinii lui Fra Angelico. În colțul din dreapta sunt schițate două chipuri. Le regăsim la o privire atentă în alte două picturi, și anume în autoportret cu umbra galbenă a lui Hristos. În cele două versiuni, artistul, aproape sculptural, deși cu privirea îndreptată direct spre ceea ce îl privește, pare mai degrabă că se privește pe sine, privește în sine, într-o conștientizare a morții. Ca două coloane, ele încadrează pictura Lumina Lunii, o reflecție asupra nașterii și a morții, craniul amintind de întrebarea hamletiană, a fi sau a nu fi. Construcția geometrică pare un fragment din steaua lui David, triunghiurile care îi stau la bază, fiind simboluri pentru dualitatea eternă dintre bine și rău, spiritual și fizic. În pictura lui Victor Mann, natura și omul se află într-o metamorfoză reciprocă. Elementul floral sau animal se integrează în redarea umanului. În pictura Cimitirul Sufletelor, un fluture de noapte s-a oprit pe un mănunc de scaieți, simbol al patimilor lui Hristos. Expoziția Liei Perjovski de la Spike în colaborare cu Galeria Ivan a fost pregătită de anul trecut, dar a fost modificată în contextul dat de pandemie. În încercarea de a înțelege ce se întâmplă în lume și de ce, Lia Perjovski a fost surprinsă de felul cum se schimbau cuvintele pandemiei și a creat, în stilul caracteristic de mind map, un fel de cronologie a cuvintelor. Virus, teamă, război, invizibil, izolare, criză, viața online, lumea s-a întors cu fundul sus, schimbarea într-o secundă,
Știri, știri, știri false, depresie, stop, liniște, insecuritate. Diabejovski creează acest gen de diagrame încă din 1999, când, aplicând pentru finanțarea unui proiect, s-a văzut pus în situația de a-și organiza mintea, de a lua notițe într-un fel structurat, concentrat pe o singură pagină, într-un sistem care permite adăugarea de informații cu rapiditate și în stil concis. Diagramele devin astfel o reprezentare vizuală a informației acumulate. În fereastra galeriei atârnă instalații obiecte din textile, forme, umbre de oameni obosiți. Iar într-o vitrină atârnă colecția de măști și viziere, unele făcute chiar de ea. Și pe pereți sunt lipite, într-un șir liniar de mesaje cotidiene, creioane colorate. Un balon plin cu sclipici l-a lăsat neumflat, căci nu avem motiv de sărbătoare. La Wilhelmshallen, un nou spațiu expozițional, mai multe galerii, printre care și Galeria Plan B, au organizat expoziția Ca 60. Instalația lui Ciprian Mureșan reia o temă abordată în expoziția de la Plan B din 2018, când a pictat pe un perete mobil o copie a judecății de apoi, renumită fresca Mănăstirii Voroneț. Ciprian Mureșan a redat o pagină de istoria megalomaniei ceaușiste, atunci când dictatorul a mutat efectiv o biserică din București printr-un sistem ingenios pe șine pentru a face loc construirii unui bulevard. Pe un perete este expus un desen, la baza căruia stau ilustrații după carte despre Rembrandt, copiate, straturi peste straturi peste straturi, într-un arabesc final al abstractizării. Efectul acestui proces stratificat este ceea ce deja poartă semnătura artistului, numitele desene palimpsest. Pe un perete opus se află lucrări realizate de Ran Zhang, artista care a avut vernisajul expoziției la Galeria Plan B. Lucrările artistei Ran Zhang sunt rezultatul unei preocupări îndelungate pe tema distanței și a diferitelor grade de percepere. De 6 ani, artista analizează diferite obiecte sub microscop într-un ritual melancolic al întrebărilor despre lumea obiectelor, despre sine, despre univers. În unele lucrări, motivele sunt măriri la microscop a unor aranjamente miniaturale. Folosind mijloacele de percepție vizuală și de reproducere a imaginii, Ran Zhang studiază o stare tranzitorie de a fi. Lucrările astfel rezultate pot fi văzute ca documentarea unui eveniment care nu a avut loc și permit o vedere directă a ceva care rămâne extrem de abstract și deschis. Ran Zhang mărturisește într-un dialog cu Mihnea Mircan că pentru seria recentă, Rezoluția trăsăturilor, a folosit o selecție a unor vizualizări care descriu structurile moleculare ale 3 proteine motorii umane. Pentru fiecare dintre vizualizări a reprodus digital o serie de obiecte fictive și le-a aranjat într-un model în jurul structurii proteinei, astfel încât împreună să formeze un șablon fantomatic al proteinei. În Berlin m-am întâlnit și cu prietenul meu, al nostru, Cristian Podrațchi de la Abra. Și la un pahar de vorbă, Cristian mi-a reamintit despre videoclipul său Străin printre străini, în care a invitat mai mulți prieteni din diaspora muzicii românești. Eu aici mi-au rămas bun pentru această săptămână. Nu uitați să vedeți frumosul și acum vă invit să vedeți sau să revedeți videoclipul Străin printre străini. Am crezut străin printre străin, am de toate, am și multe fici. Locul lumea e mici. Îmbibat în stil occidental, joc mereu același dublu rol. Străin, un genial cretin.